Vă spun bună ziua, bun venit la prima conferință de presă cu prima ședință a Consiliului Județean Neamț după constituire. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, colegii noștri liberali au luat vacanță deja și au arătat încă o dată că votul nemțenilor pentru ei nu contează și că bâlciul și bătaia de joc la adresa populației din Județul Neamț continuă. Noi, cei din coaliția majoritară, am arătat că suntem oameni responsabili, că Județul Neamț are nevoie de o conducere, are nevoie de ordonator de credință, are nevoie de oameni care să conducă județul. Nu putem să facem la fel cum fac cei din PNL Neamț, să fim oameni irresponsabili, oameni care pun interesul partidului și interesul personal mai presus decât interesul județului Neamț. Am văzut, așa cum ați asistat și dumneavoastră, că am avut câteva proiecte pe ordinea de zi, cu constituirea Comisiilor de Specialitate, am avut o asociere, am avut un proiect prin care trebuia să prelungim aprobarea contractării unei finanțări apusabile și trebuia obligatoriu să facem această ședință, să putem să prelungim acest termen. Și numirea unui reprezentant al Consiliului de Țean Neamț în Euronest. Eu cred că pe viitor, colegii noștri din Partidul Național Liberal ar trebui să respecte votul cetățenilor prin Județul Neamț și să se prezinte la muncă. Eu cred că niciun cetățean din Județul Neamț nu a votat Partidul Național Liberal pentru că acești băieți să stea în vacanță. Eu cred că e prea repede și a luat vacanță. Noi, cei din coaliția majoritară, suntem determinați și hotărâți să ne apucăm de treabă și, cu siguranță, cu sau fără cei din Partidul Național Liberal, noi vom face ceea ce așteaptă cetățenii Județului Neamț. Înainte de a vă da voie să puneți întrebări, o să le dau cuvântul și celor doi vicepreședinți al Consiliului Județean Neamț, domnul Laurențiu Duramă și domnul Iona Saptei. Domnul Duramă. Așa cum ați văzut astăzi, prima ședință extraordinară la Consiliul Județean Neamț, ceea ce mi se pare nou cel mai important și vorbesc în numele meu și a colegii mei, doamna consilier din partea Partidului Mișcarea Populară, este că s-a început munca, s-a început treaba la Consiliul Județean în favoarea și în interesul societății și a locuitorilor Județului Neamț. Deși poate mulți dintre dumneavoastră n-au crezut sau nu credeau că această majoritate va rezista, vă spun cu siguranță că ea va rezista în interesul cetățeanului. Și așa cum am spus, proiectele și hotărârile adoptate și care se vor adapta în continuare trebuie și sunt așteptate de către cetățenii Județului Neamț. Vreau să mulțumesc și eu colegilor care, așa cum spunea și domnul președinte Arsenie, au fost prezenți astăzi de aici. Nu pot să nu trag un semnal de alarmă vorbind în numele unui partid de centru dreapta pe care reprezentăm acest Consiliu Județean, că încă o dată colegii noștri cred că înțeleg că prin absență pot câștiga ceva. Din punctul nostru de vedere, a celor din Partidul Mișcarea Populară, cei care pierd sunt dumnealor
Și cred că populația județului Neamț va lua încă o dată de această lipsă la o ședință extraordinară, repet, în interesul și în valoarea cetățeanului județului Neamț. Vă mulțumesc. Domnul Asapte. Ca reprezentant al Alianței Liberal și Democraților, vreau ca dumneavoastră să aveți convingere ca să s-a dus un argument în plus la seriozitatea de care noi dăm dovadă. Și ar zice, nu știu, poate să mai mult jocul, bătaie de joc, pentru că a fi sincer, pe noi nu ne doare lipsa dumneavoastră, mai ales faptul că încearcă să găsească fel de fel de metode prin care ne-am împiedica să ne adresăm cetățenilor județului Neamț cu proiecte și cu ce mai avem ca să facem pentru viitor în folosul comunității nemțe. E o problemă dumneavoastră că lipsesc, e o problemă de democrație, însă sigur, așa cum am spus-o de foarte multe ori, este o crasă lipsă de respect față de cetățenii acestui județ și așa cum am spus-o și alte vorbitorii mei, e o situație bizară, să zicem că undeva, pentru că ajunge în situația asta de repetiție, probabil că din punct de vedere politic sunt într-o așa cel mai sinucigași, ca să zic la ce. Deci noi evităm cu seriozitate și cu o eleganță să vină să fie prezent la Consiliul de Ședință de Consiliul de Sernăuz, pentru a da, dacă vreți dumneavoastră, argument și oportunitate tuturor proiectelor noastre. Oricum, noi ne facem datoria ca o majoritate serioasă și asigurăm cetățenii acestui Neamț că vom hotărâ și în lipsa domnilor de la Partidul Național Liberal. Cu hotărâri, în favoarea cetățenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte Asapte. Întrebări. Dacă vreau să vă rămâne și v-ați stabilit echipa care vă ținut, care mă trebuie la consiliul și dumneavoastră, și dacă n-am schimbat la oameni, înțelegeți sau nu? Da, mi-am stabilit echipa de consiliere ai președintelui, consiliul Petra Neamț și da, ne-am să vă aduc un administrator public. Puteți să vă spuneți, mă gândeam și de sunt consiliere și... Da, doamna președinte, Consiliului Județean, doamna Emilia Arcan, domnul doctor Andrița, pe probleme de sănătate, domnul Vișan, pe probleme politice, și doamna Dăzgan, pe probleme de probleme sociale. Și City Manager? La concurs se scoate la conducă. Domnule președinte, să ne explicați ce se întâmplă din punct de vedere Bulia. Ei vor continua în boicotul Consiliului. Ce hotărâri? Dacă vor accepta la trei ședințe ordinare și permanente. O a doua întrebare, probabil că mi-a plăcut și activul și pasivul. Dacă Consiliul Județean, dacă știți, Consiliul Județean a rămas dator către Spitalul Roman cu a doua tranșă cu aparatul radiologic care stă ambalat și riscă să fie ridicat de societate. Ce știți de această treabă? Vom trata serios problema asta, mă voi edifica asupra acestei probleme și eu sper să găsim o soluție pozitivă Spitalul din Roman, pentru că sănătatea este unul din principalele mele preocupări, dar cum principalele preocupări din acest moment. Există în bugetul de la ora asta cei 400 milioane necesare pentru tranșa a doua? Eu sper că există și dacă nu sunt, cu siguranță vom avea o rectificare în iulie sau august și o să vă spun în sus. Și a doua problemă care e din punctul de Consiliul Județean este alocarea acelei mașini X-Mod, dacă știți că a fost o întreagă poveste, care stă în garajul Iisus Neamț, pentru că a intervenit, trebuia utilizat o doua linie de gardă. Aici este în regulă, au fost libere de medii, dar nu au de asistență. Este dispus Consiliul Județean să trebuie
Analizare. În acea emisiune. Cele mai am anunțat că o sesizat pe ministrul vicepreședintele, inclusiv de lea, pentru modul de alegere la conducerii Consiliului Județean. Cum comentați? Au început bine. Alegerile și puterea într-un județ se câștigă în mod democratic prin vot. Liberalii nu au înțeles că au pierdut. Le urez mult succes. Sigur, în mandatul ăsta voi avea, vor mai fi destui care vor dori să-mi facă plângeri penale. Sau plângeri la DNA sau la alte instituții ale statului. Este dreptul fiecăruia să procedeze cum vrea. Însă ceea ce este trist este că cei din Partidul Național Liberal n-au înțeles că se fac de râs. Și, sincer, nu mă doresc asta. Le urez mult succes. Întrebări. Apropo de tipul de vot secret de la ședința de constituire, vă informați, dar de mine, presupus, din DSP, cum ați preferat acel tip de vot pe care l-a făcut toții, pentru că ar fi fost semnale și le-ați fi avut și întrebat și vreau să confirmați să informați, că Liberalii ar fi încercat anumite negocieri sau oferte pentru consilier județeni PSD. E adevărat sau nu? Nu comentez informațiile pe surse. Acum, dacă mă permiteți, domnul Dan Manoliu a spus clar într-o emisiune TV faptul că au fost negocieri din partea Liberalilor și s-a apelat la această modalitate de vot, tocmai pentru ca să existe siguranța și certitudinea că va ieși așa cum v-ați dorit. Vă rog să-l întrebați pe domnul Dan Mamoniu într-o declarație de vot. Alte întrebări. Dacă nu mai are nimeni întrebări, am eu o rugăminte, care am adresat-o și la ceilalți care au condus înainte Consiliul Județean. În fiecare an, o comisie care este subordonată de Consiliul Județean reîncadrează în grade handicap copiii din județ. Sunt nevoiți toți copiii din județ de la Bor, care din toate comunele să vină și nu sunt deplasați. Să vină la Piatra Neam să fie reclasați. Poate se poate deplasa această comisie odată ca în mai multe locuri din județ. Pentru că e foarte greu unei mame de la Bor ca să aducă un copil în căruși cu rotile până la Piatra Neam. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru problema ridicată. Cu siguranță este o problemă importantă și vom trata. Vă mulțumesc pentru prezență și ne vedem la